Bună regăsit, dragi ascultători! Ne bucurăm că avem această posibilitate de a sta înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și ne rugăm ca în această seară din nou să privim la această pildă pe care Domnul Isus a lăsat-o ucenicilor și ne-a lăsat-o nouă, pentru ca să putem să pricepem felul în care El lasă ca acest cuvânt să fie semănat și să aducă rod în viața noastră, în viața celor care sunt lângă noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, să binecuvinteze familiile dumneavoastră și să ne ajute ca să înțelegem că suntem prețioși în ochii lui Dumnezeu, că Domnul Isus a lăsat cerul pentru noi, a lăsat la o parte confortul, a lăsat la o parte slujirea din partea îngerilor și a venit ca să ne slujească, ca să ne salveze pe noi și să semene în noi acest cuvânt al adevărului. Dorim ca să invităm din nou prezența Lui Dumnezeu în această dezbatere și Dumnezeu să sensibilizeze mintea noastră, a tuturor, și vă invităm la un moment de rugăciune și de consacrare înaintea Lui Dumnezeu. Tată sfânt, stăm înaintea Ta în aceste momente din nou pentru a-ți mulțumi că suntem prețioși în ochii Tăi. Îți mulțumim că ai lăsat acest cuvânt minunat care poate să fie frânt și să aducă rod în viața noastră și ajută-ne ca în seara aceasta să stăm desculți de orice prejudecată și să sorbim cuvântul tău și acest cuvânt să aducă rod în viața noastră. Bine Binecuvintează lumea în care trăim, vedem evenimentele pe care le trăim și ajută-ne, Doamne, ca să ne lăsăm conduși și călăuziți de Tine ia din uh, mintea noastră temerile și umplene de credința ta și această credință să producă în noi acea schimbare care să producă acea ascultare după voia ta. Mm -hmm. Binecuvintează oamenii care sunt în deznădejde, oamenii care sunt descurajați și lasă Doamne ca acest cuvânt să aducă rod în cât mai multe vieți și să uh, fie pământul umplut de slava ta și să fie acest pământ umplut ca fundul mării de apele pe care la acopăr de aceea te rugăm Doamne să te cunoaștem noi pe tine ca și Oameni care studiem cuvântul tău, să binecuvintez pe ascultătorii noștri, astfel încât acest cuvânt să nu fie doar ascultat la teorie, ci să ascultat doar la anumite emisiuni sau în sabat, ci să fie un cuvânt care să fie zilnic semănat în mintea și în inima noastră. Amin. Rămâi cu noi în, aceaste, în aceste momente de studiu și vrem ca tu să fii călăuza noastră. Prin Domnul Isus și prin Duhul Sfânt, am rugat. Amin. Amin. data trecută vorbeam despre uh, partea introductivă uh, sau prima parte a acestei pilde pe care o spunea Domnul Hristos cu privire la uh, pilda asemănătorului și aș vrea ca la început, în această a doua parte, să citesc versetele din Matei, capitolul 13, versetele de la 19 până la 23, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău, și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar nu are rădăcină în el și ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire, din pricina cuvântului se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările veacului acestuia, și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un greunte de 100, altul 60, altul 30. În această seară dorim ca să dezbatem această parte a acestei pilde și aș vrea ca fiecare dintre noi să medităm și să ne gândim oare cum este solul din inima mea? Cel mai mult ne place ca să analizăm cum este solul bisericii, cum este solul din inima lui fratelui, a sorei, a lucrătărescu, a oamenilor din conducere, a oamenilor care ne conduc lumea. Dar cât de mult privim și ne întrebăm oare cum este inima noastră? Ce fel de sol este inima noastră? Și cum aminteam în emisiunea anterioară, de multe ori suntem înșelați de aparențe, de multe ori poate credem că... și de multe ori ne înșelăm singuri, credem că noi suntem cei mai buni oameni, că avem cel mai bun sol și... Uh, aș vrea ca să stăm înaintea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și acest cuvânt să dea la o parte uh, solzii de pe ochii noștri și să vedem cu adevărat cine suntem noi. Aceasta înseamnă să stăm desculți înaintea cuvântului Sfânt și acest cuvânt să ne schimbe viața noastră. Acest cuvânt nu este pentru alții. Nu este pentru pastor, nu este pentru oameni care considerăm noi că au nevoie de el Și acest cuvânt este pentru mine și pentru dumneavoastră Este pentru noi și acest cuvânt să aducă rod în viața noastră Împreună cu mine am și în această seară pe pastorul Gigi Cojocaru și pastorul Daniel Palan și le mulțumesc pentru dorința de a dezbate Mare împreună da. acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea cât mai multe ocazii și dumneavoastră acasă, în bisericile dumneavoastră, în locurile care sunteți, în familie dumneavoastră, faceți-vă timp pentru a frânge cuvântul lui Dumnezeu. Pe timpul apostolilor spuneau că frângeau pâinea în fiecare zi. Adică își făceau timp ca să studieze. Astăzi avem timp pentru să dezbatem analiști politici, analiști financiari, dar care sunt analiștii Cuvântului Lui Dumnezeu? Când mai sunt astăzi familiile, să stea familiile în casă și să dezbată Cuvântul Lui Dumnezeu cum era mai de mult. Și acest cuvânt este acela care spuneam în emisiunea anterioară, este acela care dă viața, aceasta este pâinea Lui Dumnezeu. Haideți să dezbatem acest aceste gânduri pe care le-am stabilit și le-am citit la început, din Matei, capitolul 13, cu 19 la 23. Ce simbolizează sămânța care este căzută lângă drum? Cine sunt acești oameni, sau uh, care sunt acești oameni care sunt simbolizați prin această sămânță care este căzută lângă drum? Ce fel de oameni sunt acești? Uh, oamenii care simbolizează locul unde a căzut sămânța, și este vorba despre lângă drum, sunt oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l înțeleg. Și dacă în emisiunea anterioară vorbeam despre cine este responsabil pentru aceasta și înțelegeam că fiecare este responsabil și aici aș vrea să amintesc că responsabilitatea este a noastră personal dacă cumva simbolizăm uh, acest loc. Nu Dumnezeu este de vină pentru că <coughs> pământul ăla este, așa cum spuneam, bătătorit, că este lângă drum. Pentru că datorită grijilor noastre, datorită preocupărilor noastre, uh, care considerăm că sunt mai importante și care sunt prioritare, neglijăm să auzim glasul lui Dumnezeu, să auzim chemarea lui Dumnezeu, să auzim sfatul pe care Dumnezeu ne l oferă nouă personal. Și atunci, aceste preocupări noastre, aceste griji și, de știu, scopuri care considerăm că sunt foarte importante, reprezintă păsările care vin și uh, ia această sămânță, ciugul această sămânță. Da. Uh, atunci când ești lângă drum, uh, mi-aduc aminte, uh, vizita la un moment dat o familie și spunea este o mare bucurie că acum s-a făcut autostradă în zona noastră și uh, nu o să mai circule tirurile prin zona noastră, și o să meargă pe autostradă și o să avem și noi Liniște. liniște, liniște. Ce se întâmplă atunci când ești lângă drum? Care sunt pericolele atunci când stai lângă drum? Când terenul inimii tale stă mereu lângă drum. Care sunt pericolele atunci când stai lângă drum? Sunt multiple. Pentru că lângă un drum de acces care este tot timpul circulat, există zgomot, există poluare, există disconfort, practic. Și vreau să spun că atunci când mergi pe un drum și auzi o voce care ți se adresează de la o departare laterală mai mare, ca să poți înțelege această voce, trebuie să stai în loc. Dacă mergând auzi vocea, ai șanse să nu înțelegi. Dar dacă vrei să o înțelegi, trebuie să stai în loc. Deci cuvântul lui Dumnezeu, ca să poată să fie înțeles de cei care circulă pe drumul vieții, trebuie să-și atim să stea în loc și să-l asculte. Altfel, ei nu vor beneficia de el, pentru că n-ai cum practic. Atenția ta și grija ta este îndreptată pe drumul care mergi. Dar dacă vrei să auzi un cuvânt lateral, trebuie să renunți la direcția în care mergi și privirea să -ți se întoarcă în direcția de unde vine cuvântul. Așa că cei aceia care sunt simbolizați în pilda semănătorului cu sămânța căzută lângă drum ei nu prezintă interes pentru acest cuvânt care, care li se face auzit din lateral. Ei merg înainte, în drumul lor. Ei își văd de drumul lor și nu ia în seamă uh, strigătele care se aud într-o parte și în alta. Aceasta este spre pierzarea lor pentru că știm că cuvântul este viață pentru suflet, vine de la Dumnezeu și se merită să fie luat în considerare, se merită să te oprești și să asculți și să asculți și să-l împlinești ca să poți să ai viață prin el. Dar cea mai mare parte a omenirii nu stă în loc să asculte și își urmează de drumul lor înainte, drumul care merge la moarte. Să ne ferească Dumnezeu de o asemenea atitudine, pentru că Dumnezeu are prioritate când vorbește. În Biblie există un verset care spune atunci când Dumnezeu vorbește, omul să tacă. Să tacă și să asculte, pentru că altfel pierde ocazia de salvare a vieții lui însuși. Așa că Mare grijă cu fiecare dintre noi ca atunci când auzim un cuvânt de Dumnezeu să stăm în loc, să recepționăm pentru că este pâine pentru sufletul nostru. Da, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu îl înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Acești oameni citesc Biblia, da. dar nu îl înțeleg. Spunea, răstâlmăcesc Biblia spre propria lor pierzare. Am putea să spunem că oamenii aceștia n-au nicio vină pentru că nu înțeleg? Nu. Nu putem să spunem. Eu cred că, așa cum aminteam anterior, preocupările egoiste, preocupările eu și pentru mine, preocupările plăcerilor și sunt multe alte preocupări, pentru că satan are mii de căi și ispite face ca să nu fim atenți și nici să nu ne intereseze prea mult ceea ce ni se spune. Uh, mai e o idee foarte frumoasă pe care vreau să o amintesc, uh, uh, cuvântul inspirat, că datorită acestor probleme, zice că conștiința poate să fie ca și paralizată. Adică să nu auzi. Și de multe ori se întâmplă chiar în viața reală. Adică ești atât de preocupat într-o problemă, cineva vorbește cu tine și la un moment dat să te oprești, ai zis ceva, n-am înțeles. Mie mi s-a întâmplat de multe ori, nu? Deci cred că așa se poate întâmpla și uh, în uh, primința aceasta uh, când auzim cuvântul, când poate îl citim, când uh, ni se predică. Să nu ne înțelegem. Și vina ne aparține, nouă, pentru că suntem prea preocupați și, așa cum spunea colegul meu, nu ne oprim o clipă să vedem ce ne vrea să ne spună Dumnezeu, ce vrea să ne transmită Dumnezeu, chiar dacă poate nu ne convine, chiar dacă nu este pe gustul nostru. Dar ne este adresat nouă. Da, dragi ascultători, dacă aveți întrebări, dacă aveți precizări, cu drag le puteți adresa la numărul care este afișat. Iar acum vreau să pun o întrebare. Atunci când ești în această stare, nu înțelegi ce influențează faptul că înțelegi sau faptul că nu înțelegi. Care sunt factorii care ne influențează înțelegerea noastră. Care sunt factorii care ne, ne distrag nu atenție, astfel încât să nu mai avem o gândire spirituală. Să fim așa bătătoriți mintea noastră să fie bătătorită și uh, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este rostit, parcă ar bate nucile prin pereți. Ce, ce a favorizat ca inima noastră să fie în această stare atât de împietrită, atât de tare, încât să nu mai auzim? Are vreo influență, anturajul, are vreo influență uh, cu ce ne hrănim mintea noastră? Ce are influență astfel încât uh, mintea noastră ajunge și inima noastră ajunge în această stare? Are influențe cu siguranță și Apostolul Pavel într-una din epistolele lui tranșează problema aceasta în felul următor. Zice la acolo fiindcă n-au primit dragostea adevărului în inimile lor ca să fie mântuiți, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Deci factorul important atunci când auzi un lucru bun este să ai atracție pentru el, să fii cu legător de lucruri bune. Nu? Pentru că atunci când auzi un lucru bun și îl iei în considerare, el te va ajuta. Și în special când e vorba de Cuvântul Vieții, care dă putere, care întreține viața de credință. Deci dragostea de adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie mare în suflet ca să poți să primești în inima ta acest cuvânt de la Dumnezeu și primindu-l odată el să te poate sfinți. Aminteai de anturaje și de alte aspecte, au influență fiecare, dar depinde de noi ce alegem, ce anturaj alegem, ce loc alegem, ce alegem să citim, ce alegem să studiem, ce alegem să cântăm. Toate aceste alegeri ale noastre ne formează caracterul și la final va fi rostită o, o sentință, o răsplată în dreptul numelor noastre. De aceea cred că este esențial pentru fiecare dintre noi să alegem lucrurile bune ale vieții, lucrurile care vin de la Dumnezeu, doar acelea sunt bune. Toate lucrurile care vin de sus, că spune Apostolul Iacob în Biblie, orice dar bun și orice har este de sus de la Tatăl Luminilor care, care le trimite. Dar vrăjmașul sufletelor noastre oferă și el o multitudine de lucruri la care însă trebuie să fim surzi să nu le vedem, să nu le auzim, dacă vrem să urmăm pe o cale bună. Deci consider personal la lucrul acesta că uh, dragostea de adevărul lui Dumnezeu este esențială ca să putem să primim cuvântul acesta și să poată aduce rod în inimile noastre să avem atracție de El, să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că uh, dacă îl iubim pe El, El ne iubim mai întâi și iubirea de Dumnezeu duce la o părtășie veșnică cu El aceasta este modalitatea cea mai productivă a sufletelor noastre. Vreau să amintesc că satan are multe ispite și multe căi ca să ne amăgească. Poate nu avem un anturaj greșit, rău, să zicem, cu oamenii care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dar în biserică avem prieteni și mergem la biserică, ascultăm o predică, Ascultăm cineva care face un comentariu la școala de sabat, dar pentru că nu agream persoana respectivă sau pentru că persoana respectivă, eu știu, a avut cumva o abatere, o cădere, atunci când spune ceva, începem, începem să-l judecăm. Începem să vorbim, să-l bârfim și este foarte, foarte rău când asta se mai produce în familie față de copii. Uh -huh. Și Dumnezeu poate să folosește chiar de acea persoană care a căzut sau a avut o abatere nu? și din propria lui experiență vrea să ne învețe pe noi ceva. Să nu ajungem în, acea, în acel impas, în acea cădere și noi. Sau poate el se reabilitează și Dumnezeu vrea să-l folosească. Gândind, trebuie să ne gândim că mari bărbați au avut și au fost oameni cu căderi. Dar asta nu le-a împiedicat să se pocăiască și Dumnezeu să-i folosească mai departe. Deci trebuie să avem foarte mare grijă și niciodată să nu judecăm adevărul prin prisma celui care, care spune acest adevăr. Da, la un moment dat cineva spunea că propriul nostru exemplu împietrește. Ceea ce suntem noi, fie în moaie inima copiilor noștri, a celor din jurul nostru, fie îi împietrește. Da. Poate de multe ori, ca și părinți, ne punem întrebarea oare de ce uneori tinerii noștri astăzi sunt atât de împietriți, sunt atât de respingători față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și am găsit în această frază răspunsul. Propriul nostru exemplu împietrește. Dacă noi vorbim ceva și facem altceva, dacă noi nu trăim aceasta a lui Dumnezeu, dacă dăm o altă, uh, un alt sens acestui cuvânt prin trăirea noastră, putem să vorbim extraordinar de mult, pentru că propriul nostru exemplu împietrește. Uh, spunea Domnul uh, Apostolul Pavel, acești oameni n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Hmm. Dacă nu avem credință, și oare nu dă Dumnezeu credință la fiecare om? De ce? Un anumit om o citește cu credință această Biblie, acest cuvânt al lui Dumnezeu, și, și la un alt om o citește în necredință, și pur și simplu este ca și o carte oarecare. Așa cum ai amintit, poate să o citească și, ca pe, și pe o carte oarecare. Biblia trebuie citită cu rugăciune, gândindu-ne că este scrisoarea lui Dumnezeu pentru mine. Nu să citesc cu prejudecăți sau să văd eu acolo cum îi se potrivește tare sau să caut prin ceea ce găsesc în Biblie sau de multe ori când citesc acolo îmi să în fugă mintea a ce bine îi se potrivește lui X sau lui Y. Nu, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru mine așa cum spuneai și tu personal. Da, timpul nu este de multe ori prietenul nostru pentru că avem să dezbatem toate aceste patru părți ale acestei pilde. Vreau să vă întreb la următoarea parte sămânța căzută în locurile stâncoase ce reprezintă. Am văzut despre prima parte partea superficială partea în care uh, este ceva doar de suprafață ceva care nu este înțeles profund care vin păsările și sunt atâtea păsări în jurul nostru. Dar spunea cuvântul, acel mare om spunea, multe păsări trec, dar să nu le lăsăm ca să, să își facă, facă cuib. cuib. Da. Indiferent ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să nu lăsăm ca aceste păsări să-și facă cuib în mintea noastră, ci să lăsăm ca primordial să fie cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră. Sămânța căzută în locurile stâncoase. Cine sunt acești oameni? Da, deci categoria de persoane simbolizată prin sămânța căzută în locuri stâncoase sunt acele suflete care atunci când aud cuvântul îl primesc, zice, dar nu au rădăcini, nu are rădăcină pentru că uh, locul stâncos nu poate să ofere un loc, pri nu e un loc prielnic pentru plantă. Chiar dacă, să zicem, un lat de mână este pământ afânat și după aceea nu mai poate, uh, nu mai poate să pătrundă rădăcina. Am trecut pe, pe lângă stâncile munților și am văzut rădăcinile copacilor întinzându-se departe, pentru că în profunzime nu puteau să intre, că era piatră, și apoi mergeau pe lângă piatră așa, încolo. Cam așa reprezintă categoria de persoane care simbolizează sămânța căzută pe un loc stâncos. Cuvântul spune că când vine un necaz și o, o prigoană, datorită cuvântului lui Dumnezeu pe care l-au primit, deci ei lasă de el pentru că nu are stabilitate, nu are rădăcină în adevăr în acest cuvânt. Deci ceea ce trebuie să învățăm din această parte a acestei pilde este faptul că prin răbdare, prin chipzuință trebuie să ne înfigem rădăcinile convingerilor noastre în acest adevărul al lui Dumnezeu cu orice preț. Indiferent că suntem bagiocoriți, blamați, bă, te-ai prostit și tu, o să zică vecinii noștri atunci când noi luăm calea credinței în Domnul Isus sau altceva n-ai mai găsit de făcut, astea sunt încercările care, dacă vom rezista în fața lor, rădăcinile credinței noastre se vor adânci. Însă această categorie nu procedează așa, ci atunci când vine furtuna, ei renunță renunță la credință pentru că nu are fundament, nu are bază. Or, această bază se clădește cu timpul, nu dintr-o dată. Și este esențial ca să avem răbdare și de dragul lui Hristos să suportăm orice inconveniență și batjocoră ca nădejdea și credința noastră să fie puternic înrădăcinate în Domnul Isus pentru a nu fi spulberați de încercările care vin. Așa că cei mai mulți renunță la credință când vine încercarea. Ori lucrul acesta nu este bun pentru că Biblia ne spune că sufletul care dă înapoi Dumnezeu nu își găsește plăcere în el. Mergi înainte cu orice preț, orice realizare bună știm că trebuie să ne coste ceva. Și oricât ne-ar costa mântuirea sufletului, se merită să dăm și să plătim pentru că valoarea ei este imensă. Este mai mare decât orice altă valoare. Așa că să ne ajute Dumnezeu ca nădejda noastră care am pus-o în El să nu poată să fie clintită de nicio prigoană, de niciun vânt, de nicio furtună, pentru că doar atunci când rezistăm prin puterea lui Dumnezeu și răbdăm, atunci vom câștiga o răsplată bună. Aș vrea să vă pun uh, o întrebare. Spunea aici dar nu are rădăcină. Ce sunt aceste rădăcini? Spuneați că este pământul unde este pământul stâncos, merg rădăcinile și până găsesc un, un loc prielnic. Ce sunt aceste rădăcini? Eu cred că rădăcinile acestea simbolizează relația mea cu Domnul Hristos. Relația mea cu Domnul Isus, Legăturile mele cu, cu Domnul Hristos. Și pentru că n-am uh, o legătură cu Domnul Hristos, nu am experiențe cu Domnul Hristos, nu trăiesc nu? Uh, în fiecare zi cu Domnul Hristos, atunci când vin aceste încercări, uh, mulți oameni, uh, și eu personal, uh, pot să mă gândesc la mine și să zic că uh, nu cred că pot să merg mai departe, nu pot să rezist. În loc să mă încred în puterea care mi este oferită, întăria Domnului Hristos care a biruit totul, care biruința aceasta mi-o oferă, pentru asta a și venit și de asta și trăiește, așa cum zice acolo, ca să ne sprijinească și să mijlocească purrea pentru noi sau necontenit pentru noi, cred că și acesta este, este, un motiv pentru, pentru căderile noastre. Adică când vin încercările, când, așa cum spunea colegul meu, când vin anumite împrejurări, lipsa aceasta a relației cu Domnul Hristos face ca Credința care a pornit bine să, să se ofilească, să pălească. Soarele acesta, încercările care vin, să, să dau înapoi. Mai putem compara aceste rădăcini cu convingerile religioase hotărâte, bazate pe cuvânt. Atunci când tu ești convins de un lucru, atunci rămâi la el nu te dispersezi de el. Când ești convins că așa e bine, așa trebuie să fac. Când întâmpli în o greutate mai mică sau mai mare, merg înainte. Și aceste convingeri ne vor ajuta să ne stabilizăm în acest adevăr lui Dumnezeu, dar aminteam convingerile să fie bazate pe cuvânt. Convingerile hotărâte, fixe, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, ne vor ajuta atunci când va veni o furtună, când va veni o prigoană, ne va ține în echilibru, așa cum un pom falnic și înalt are rădăcini groase și adânci în pământ, proporțional cu greutatea lui din aer, nu? ca să-l poată menține, la fel și convingerile noastre despre adevăr, trebuie să fie hotărâte pentru ca furtuna să nu ne poată clinti. Și lucrul acesta este necesar pentru fiecare dintre noi, fiecare avem posibilitatea să ne formăm aceste convingeri studiind acest cuvânt al lui Dumnezeu și primindu-l în inimile noastre, el va aduce stabilitate și va aduce rezistență la, oric la oricare intemperie. Da, citeam la un moment dat despre faptul că în Africa un pom de 6-8 metri are rădăcină de peste 40 de metri. Și mă gândeam, oare citesc bine, oare este real, cum, adică doar un pom de o atât de mică înălțime să aibă atâta nevoie de rădăcină. Și mă gândeam pe plan spiritual, cum poate să aibă loc în viața noastră o convertire reală, da? Și nu doar o, o, o convertire superficială, doar ceva de suprafață, doar niște rădăcini de la micuțe, când apare primul moment. Gata. Nu ne ajută. Nu ne ajută. Cum poate să aibă loc? amintează de această legătură cu Domnul Hristos. Cum poate un om astăzi să aibă legătură cu Hristos astăzi? Cum poate să-și întărească credința pe care o are, are, o are astăzi în Hristos, într-o lume a materialismului, a distracției, a inteligenței artificiale? Cum poate un om astăzi să-și mai facă aceste rădăcini? Mai este posibil astăzi un tânăr astăzi care își dorește poate să aibă o relație cu Dumnezeu? Cum poate să facă lucrul acesta astăzi? Uh, cred că poate să facă uh, uh, și să mențină această relație, această legătură cu Domnul Hristos, studiind Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea, care este de fapt viața sufletului. Și la un moment dat, uh, omul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, care ne vorbește, uh, uh, spune că strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc și să nu cad. Deci relația aceasta, legătura aceasta cu Domnul Hristos se menține doar prin cuvântul care ne este nou oferit. Hrana aceasta spirituală, așa cum aminteai mai devreme. Da? Și ar trebui ca să învățăm prin sacrificiu, prin slujire, prin Categoric. da? pentru că așa ne-a învățat Domnul Hristos, așa a trăit Domnul Hristos, că doar în felul acesta, doar dacă trăim la nivelul superficial, a e totul bine, e totul dacă nu este testată credința noastră, nici nu măcar nu ne dăm seama cât de mult este ancorată, cât de sunt rădăcinile noastre, rădăcinile sau sunt doar aparente. Cred că am în mare am dezbătut acest subiect despre sămânța căzută în locuri stâncoase. Indiferent, dragi ascultători, de solul pe care îl avem noi, poate ne regăsim uneori în această stare a solului stâncos în care astăzi suntem la biserică, e totul în regulă, suntem așa frumos, aranjați și e totul în regulă, dar mâine când ne dăm testul este diferit. Există speranță pentru fiecare caz, există speranță pentru fiecare tip de sol. Dumnezeu are soluția ca să deselenească în noi acest ogor. De aceea să privim cu speranță. Și dacă ne regăsim într-o stare să venim înaintea lui Dumnezeu în sinceritate, să nu ne mai măgulim tot timpul, las că la mine nu e chiar așa, e bine, va fi și mai bine. Nu, nu ne măgulim, privim și analizăm și luăm hotărâri ferme astăzi, pentru că este în joc viața noastră, salvarea sufletului meu și al dumneavoastră și al copiilor noștri. Altfel ne pierdem timpul în zadar. Vorbim despre următoarea parte a acestei pilde, sămânța căzută între spin. Ce se întâmplă cu sămânța care a căzut în această situație între spini. Păi ce a avut semănătorul să vină să pună sămânța și între spini? Cine sunt acești oameni? Oamenii care reprezintă sămânța căzută între spini, așa cum spuneam, nu, semănătorul nu o aruncă așa, hai, cum o sau ce va fi. El dorește ca fiecare om, pentru că spuneam, inimile noastre reprezintă terenul unde a căzut sămânța. Și aici vreau să amintesc și chiar vreau să citesc că sămânța căzută între spini este cel care aude cuvântul, da? Și, el, și lui se face Dumnezeu și pe el dorește să-l salveze, doar că spune îngrijorările acestui veac și înșelăciunea bogățiilor, iar în Luca spune și plăcerile vieții acesteia, fac ca acest cuvânt să ajungă, să ajungă neroditor. Și așa în scurt aș vrea să, să amintesc îngrijorările vieții acestea. Este clar că trebuie să avem grija zilei de mâine, nu? Dar nu peste măsură, nu să mă îngrijesc atât de mult eu, ce să fac, cum să mă frământ, ci eu trebuie să am încredere în cuvântul lui Dumnezeu, să-mi fac partea mea, pentru că Pavel spune, dacă nu muncești, nici să nu mănânci, dar să nu mă frământ atât de mult ce, vor mânca, ce voi mânca eu mâine, ce vor face copiii mei mâine. Pentru că aici, Domnul Hristos uh, ne-a făcut uh, o promisiune clară, nu? Că El se îngrijește de nevoile noastre și El ne oferă nevoile noastre. Deci colaborează așa cum îmi spuneam împreună cu noi. Deci una din preocupările uh, mele uh, care sunt peste măsură de mari, uh, fac ca să-mi pierd încrederea în Dumnezeu. Ceea ce spuneam și, și, și mai înainte. Să uh, pierd legătoarea mea cu Domnul Cristos. Să-l pierd pe vedere, uh -huh. din vedere pe Domnul Cristos. Îngrijorările. Îngrijorările acestea, da. Frământările aceste mari. Uh, mai era o problemă uh, înșelăciunea bogățiilor. Nu este păcat dacă Dumnezeu te binecuvintează, sau nu este o greșeală dacă Dumnezeu te binecuvintează cu capacități și cu daruri. Și el vrea să fii bogat. Este foarte bine. Dar să nu fie uh, scopul principal să adun, să strâng. Și, vedeți, aici am văzut foarte mulți oameni, și eu, am comis greșeala. Să mă îngrijesc să aibă copii că vor crește. Și la un moment dat te uiți că copiii o ia pe drumul lor și ai strâns și să-ți că ai strâns. Ai pierdut ore prețioase de relații cu Dumnezeu, de studiu din cuvântul lui Dumnezeu, să aduci și să te îngrijești. Nu? Mai cu seamă, acei care au mult pentru că trebuie să îngrijească, să nu scadă bogățiile. Și mai este și tendința aceasta pe care satana o întreprinde în viață. Și spune, să mai pui ceva, să mai faci ceva. Cumva știi că este ca și pe o pantă. Ai apucat și te duci. Nu te mai poți, nu mai e cale de întoarcere. Iar partea cealaltă pe care spuneam o amintește Luca, ucenicul Domnului Hristos, este plăcerea acestei vieți. Să fac din plăcerile. Așa cum avem și exemplul lui lui Samson. Îmi place. Adică, Dumnezeu, până la urmă, îți răpește toate plăcerile, nu. trăiești doar așa nu. o viață posomorâtă, tristă, nu. apăsată. Nu, 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 Adică, dacă ne gândim ca aminte de Samson, Dumnezeu l-a binecuvântat. L-a binecuvântat cu capacitate, l-a binecuvântat cu putere. Experiența lui Samson este foarte greitoare. Doar că Samson a depășit limitele. Și atunci, adică, la un moment dat, când părinții l-au avertizat, de a zis, nu, îmi place. Și păi când și plăcerea și gustul... De unde să știm care este limita? Adică, faci, dar faci cu limită. Păi sau, cum, auzi? Sau, când, sau nu faci. Cum când, e? când plăcerea și gustul predomină. Uh -huh. Știți, e o vorbă în, în popor. Uh -huh. Nu știu cât este de adevărat. Am auzit-o de multe ori. Zice, uh, ochii văd inima cer, dar conștiința nu și nu. Deci, la un moment dat, ce e mai puternic? Conștiința, uh -huh. care spune că nu, că e pericol, că te duci prea departe sau o și inimă. Deci eu cred și este scris în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a pus în oameni simțământul acesta, gândul acesta. Și chiar copiii de mici când fac câte ceva, se uită să vadă la sau nu la. Deci oamenii au o limită pusă de Dumnezeu. Numai că oamenii pentru gust și plăcere, așa cum spuneam, trec limita aceasta. Și astăzi o treci, mâine treci, și spuneam anterior că astfel conștiința se tocește, se paralizează și, la un moment dat, nu mai știi unde e unde limita. Nu că Dumnezeu îți interzice. Da, sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le interzice că nu sunt pentru binele nostru. Și noi constatăm. Așa cum când ești copil, ți se pare de multe ori că părinții îți spune niște interdicții absurde. Dar când devii părinte, gândești altfel. Hmm. Vreau să adaug și o idee și anume că știm că avem un vrăjmaș atât de iscusit și atât de perfid încât el ne dă de lucru și ne dă de gândit orice altceva în afară de mântuirea sufletului. El dorește să fim preocupați cu tot felul de lucruri materiale, cu tot felul de lucruri firești, plăceri, cum spunea Gigi, așa, dar de mântuirea sufletului el, el nu dorește ca să ne preocupăm. Pentru că el nu vrea ca noi să fim mântuiți în împărăția lui Dumnezeu și să meargă în moartea veșnică. De aceea, el născocește în mințele oamenilor tot felul de lucruri, plăceri, amuzamente, distracții, studiu cărților frivole și toate și toate aceste lucruri. E, în fața acestora, creștinul trebuie să fie imun, pentru că el trebuie să înțeleagă că niciunul din aceste lucruri nu îl poate salva de la moarte, în afară de legătura lui cu Hristos. Și aici este marea noastră problemă. Deci, spinii, din pildă, care reprezintă îngrijorările Pământului, nu trebuie să ocupe teren în, în sufletele noastre. Sau, să spunem așa, să aibă partea lor. Nu? îngrijorările vieții de care nu ne putem lipsi de total, trebuie să aibă partea lor, dar nu una mai mare decât îngrijorarea pentru mântuire. Pentru că avem nevoie să mâncăm, să ne îmbrăcăm și să avem un loc de odihnă, astea fac parte din îngrijorările vieții, dar sunt necesare. Însă, acestea să nu depășească pe cele sufletești. Aici este marea noastră problemă, pentru că de multe ori, și chiar Domnul Hristos spunea, noi ne îngrijorăm fără să fie nevoie, fără să fie cazul. Și aș vrea să vă da. întreb, uh, am discutat despre uh, sămânța căzută lângă drum, despre sămânța în locuri stâncoase, acum între spini, influențează mediul în care trăim ce se va întâmpla cu sămânța noastră? Sau nu contează? Păi stai unde te-a pus Dumnezeu, acolo, stai în Babilon, stai oriunde, nu contează că. Sau ar trebui cumva să ne protejăm pe noi, pe copiii noștri, ar trebui cumva să căutăm un alt mediu? Poate este un mediu toxic în care tot timpul ești atras, ești condus spre ispită. Ce ar trebui să facem? Influențează mediu sau nu influențează mediu? Influențează foarte mult. Cu siguranță că da. da. Influențează pentru că omul este influențabil. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu ne recomandă ca să ne alegem un mediu mai liniștit mai retras, mai undeva, mai aproape de Dumnezeu și de natură. Că atunci când ești în natură, meditezi la creaturile lui Dumnezeu. Dar când ești într-un mediu aglomerat, într-un oraș undeva, unde vezi numai lucrarea mâinilor omului, atunci dispare Dumnezeu și creaturile lui frumoase. De aceea suntem sfătuiți să ne alegem un mediu care să ne ajute în relația cu Dumnezeu și nu să ne distanțeze. Asta este o alegere care trebuie să o facem și să fie bună, deci Dumnezeu ne sfătuiește, ne sugerează ca să ne stabilim cămine la țară, în natură. Nu în aglomerațiile orașilor unde oamenii locuiesc unii peste alții în etaje, nu Dumnezeu niciodată n-a rânduit și n-a avut în plan așa ceva, aceasta este o invenție a omului și o invenție păguboasă cu toate că pe omul satisface, e mai curat, e mai comod, e mai confort, nu? E, totuși, cu toate acestea, Dumnezeu ne îndeamnă să avem un mediu prielnic dezvoltării spirituale în fața dezvoltării profesionale, pentru că ceea ce rămâne este relația sufletului cu Dumnezeu. Profesia se va încheia, nu? ajungi la vârsta pensionării, nu mai are nimeni nevoie de serviciile tale profesionale. Dar relația ta cu Dumnezeu, dacă este stabilă și bună, la revenirea Domnului Isus ea va continua în fericire eternă. De aceea este frumos să ne alegem un mediu care să ne amintească mereu și mereu de Dumnezeu și de dragostea Lui față de noi. Aș vrea să amintesc scurt. Era periculos pentru Abraham să stea în caldea în rudinile lui, pentru că știm că acolo erau practicat idolii, adică facerea de idoli, nu? Și Dumnezeu l-a chemat să iese și l-a ieșit. S-a încrezut în Dumnezeu, adică Dumnezeu dacă te cheamă să ieși dintr-un loc, nu te duce undeva să mor de foame. Chiar cu o profesie. Ieși dintr-un loc care nu este atât de prielnic și te mergi într-un alt loc și Dumnezeu te va binecuvânta și acolo. Adică nu trebuie să schimbi profesia, dar poți să găsești un alt mediu, un alt loc. Și un alt exemplu, Lot. Atunci când a ales, s-a uitat și a văzut, zice, Valea Iordanului, era foarte frumoasă și a ales acolo. L-a influențat? Păi el mai puțin, dar familia? Da. Dumnezeu să ne ajute ca să alegem locurile naturale, mai puțin artificiale, superficiale ale lumii acesteia și în felul acesta ne influențează viața noastră. Ajungem la ultima parte, ar fi foarte mult de vorbit la fiecare aspect, dar ajungem în partea finală la concluzia acestei pilde. Ajungem la pământul bun, ar fi trebuit vorbit foarte mult, dar în timpul pe care l-avem la dispoziție, ce simbolizează această sămânță căzută în pământ bun? Am văzut pământ stâncos, pământ lângă drum, pământ între spini, ce simbolizează acest pământ bun? Cu ce e diferit acest pământ față de celelalte? Ce are în plus? Da, această parte a pildei este cea mai, cea mai de dorit, să-i spunem așa, pentru că ea aduce rodul cel mai bun și pentru a beneficia de calitatea unei astfel de sol, de calitatea unei astfel de inim, dacă putem spune așa. Avem nevoie de această relație a noastră cu Dumnezeu pentru că numai de la El ne vin gânduri bune, gânduri de pace, gânduri de neprihănire și atunci când solul inimii noastre este tratat cu astfel de gânduri, atunci și rezultatul sau rodul este unul pe măsură. Deci este privilegiul nostru ca să ne îngrijim terenul inimii, astfel încât el să producă o recoltă maximă, nu? Spunea 100, un bob dă 100, 160, 130, dar important este că dă și rodul este spre slava lui Dumnezeu. Nu contează sacrificiul depus pentru aducerea rodului. Atunci când vezi rodul, te bucuri și uiți de truda care ai depus-o pentru, pentru a câștiga acest rezultat. Dar rezultatul va bucura, așa cum spune în cartea profetului Isaia și despre Mântuitorul era o profeție făcută care spune că el se va bucura de rodul muncii sufletului său când va vedea suflete mântuite prin jertfa sa. De aceea și noi avem privilegiul ca în această lume să alegem lucrurile frumoase, lucrurile bune, lucrurile care vin de sus de la Dumnezeu, căci doar acestea sunt care fac terenul inimii să fie productiv. Spunea Domnul Iisus, sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce auzi cuvântul îl țin într-o inimă curată și bună și da. fac roadă da. Da. în răbdare. Vreau să amintesc, roadă când? Vreau să amintesc că oamenii aceștia nu sunt niște oameni perfecti, sfinți și desăvârșiți. Uh -huh. Sunt oameni care au și ei defecte, dar cu care se luptă pentru că ei primesc cuvântul lui Dumnezeu, nu ca pe cuvânt al oamenilor, care ai libertatea, alegi sau nu alegi, îți place sau nu îți place. Și îl are ca pe cuvântul lui Dumnezeu care este sacru, care este sfânt și care trebuie să fie cumva literă de Evanghelie, nu cum este proverbul. Adică trebuie împlini cuvântul acesta. Și cuvântul acesta, așa cum spuneam, are putere pentru că cuvântul este e Dumnezeu, vine de la Dumnezeu. Este viață. Este viață și are putere să transforme inima dintr-un om cu defecte, dintr-un om cu, care se luptă cu problemele lui, da? să ajungă un om care să dorească idealul, să ajungă ca Domnul Hristos. Și de aceea, cuvântul acesta sau sămânța aceasta reprezintă pe cel care face să aduce să aducă rod. Pentru că cuvântul care îl primesc, care este viață, fac ca și ei să aibă viață, da? Și să trăiască nu pentru ei, nu doar în folosul lor. Îl primesc pe Hristos, care este iubire, dragoste. Urmează acest exemplu nu, al Domnului Hristos, sacrificiu pentru cei din jur. Și asta convinge. Și aduce, aduce rod. Da? O lecție pe care să o învățăm, roadă în răbdare. În răbdare. Așteptăm da. în răbdare și Dumnezeu va va lucra. Dar când va rodi? Pe pământul acesta sau pe nou pământ? se poate rodi și pe pământul acesta sau se poate rodi uh, să vedem la final <laughs> rodul. <laughs> rodul e De... viața veșnică. Da. Sigur că o da. ultimă întrebare și la care ar trebui să medităm cu toții. De ce există această diferențiere în rodire? Unul mai mult, unul mai puțin și unul mai puțin. De ce diferențiere aceasta în rodire? Face Dumnezeu așa o diferențiere și zice, păi la tine cam așa, la tine va așa. De ce diferențierea asta? Da. Dumnezeu dorește o recoltă maximă de la orice suflet omenesc. Însă, el a găsit cu cale să doteze pe oameni cu capacități diferite. Pilda talanților spune că la unul a dat 5 talanți, la unul 2, la unul unul singur, nu? Deci în planul lui Dumnezeu care, deși poate noi nu-l înțelegem, Așa rântuit el. Ca oamenii puni să aibă capacități mai mari, alții mai medii, alții mai mici și fiecare să aducă rod potrivit capacităților lui. Dumnezeu nu este nemulțumit dacă un suflet cu doi talanți aduce un rezultat pe măsura talanților lui. Și nu spune, de ce n-ai adus cinci ca ăla cu cinci? Nu. Foarte bine. Răspunsul este bine, slugă bună. Intră în bucuria stăpânului tău. Deci... E planul lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut diferiți și în fizionomie și în statură și în capacități și în toate. Dar important este pentru noi ca ceea ce ni s-a încredințat, măsura de înțelepciune încredințată nouă să fie folosită spre slava lui Dumnezeu. Și atunci toate lucrurile sunt în ordine. Și Dumnezeu să ne ajute ca într-adevăr ceea ce cunoaștem, ceea ce știm despre Dumnezeu, despre adevăr, despre viață să trăim și să exersăm că făgăduința lui Dumnezeu este că acela care trăiește adevărul cunoscut, ce se întâmplă cu el? va primi altul și mai mare. De fapt, în Împărăția Lui Dumnezeu, întreaga veșnicie, vom avea mereu de explorat și de cunoscut noi și noi înălțimi ale neprihănirii. Deci, cunoștința, putem să spunem că ea va evolua în permanență, cunoștința mântuirii. Așa că nu este problemă de diferențiere de daruri. Dumnezeu a rânduit așa, noi să primim ce ne-a lăsat el, și atunci toate lucrurile sunt în regulă. Eu mă gândesc că aici diferențierea o face și uh, modul în care mi-am folosit talentul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Adică pot să folosesc talentul la capacitatea de 30% și atunci câștig 30%, pot să folosesc talentul la capacitatea de 60% sau de 100% talentul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și cred că și asta influențează. E evident ce spune și colegul, că Dumnezeu dă daruri și este normal, că nu suntem toți oamenii pe același calaput, același șablon, da? Și suntem diferiți. Dar cel mai important este cum folosesc darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Sămânța pe care uh, eu am primit-o, ce fac? O țin pentru mine, cum și omul care a primit un talent l-a ascuns, sau îl folosesc și atunci eu câștig. Deci e important și să ne ajute Dumnezeu să folosim cât se poate de mult și să ne rugăm să ne dea puterea și tăria, curajul acela de a folosi talentul 100% și eu sunt convins că atunci rezultatul va fi 100%. Da? Vă mulțumesc pentru această dorință de a dezbate împreună acest cuvânt al lui Dumnezeu. Timpul nostru a expirat. Totuși o să pun o întrebare provocatoare care să o dezbatem în următoarea emisiune și la care să vă gândiți și dumneavoastră. Aceasta înseamnă oare că acest cuvânt al lui Dumnezeu, unul poate îl înțelege 30%, unul 60%, unul 100%. Și unul care îl înțelege 30% poate să fie și el salvat, unul care înțelege 60% poate să fie și el salvat, sau doar la care îl înțelege 100%. La această întrebare dorim ca să răspundem data viitoare pentru că o să avem o altă pildă despre această sămânță minunată care este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă invităm și pe dumneavoastră ca să ne urmăriți și data viitoare să găsim și răspuns la această întrebare, la această provocare. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze în familie dumneavoastră, să ajute Dumnezeu ca solul inimii noastre să fie deselenit, chiar dacă este stâncos, chiar dacă este bătătorit, chiar dacă este întrespin, Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să fie deselenit un ogor nou în care sămânța adevărului să aducă rod spre slava Lui. El să fie binecuvântat. Avem un moment de rugăciune împreună cu colegul Daniel Paran și până data viitoare vă spunem la revedere! Bunul nostru Tată, dorim încă o dată să-ți aducem recunoștința și mulțumirea sufletelor noastre pentru că bunătatea Ta, Doamne, ne oferă privilegiul de a ne consfătui în ceea ce privește nădejdea și credința pe care noi o avem în numele Tău și în făgăduințele Tale. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul vieții care este hrană pentru sufletele noastre. Ajută-ne ca să-L primim, să fim puternici în adevăr și pe baza Lui, Doamne, să putem să suportăm toate inconveniențele acestui pământ până în momentul când vom vedea fața Mântuitorului nostru, când va veni să ne ia din această lume a păcatului. Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare, să cuvinte Doamne, ascultătorii noștri, iar cuvântul care se vestește ajută ca să aducă rod în orice inimă. Aceasta știm că e dorința ta, Părintele nostru, este și dorința noastră. Ajută-ne ca cuvântul tău să fie roditor și roada aceasta să fie spre slava numelui Tău Sfânt și Mare, pentru că Tu, Doamne Iisuse, de aceea ai venit în lumea aceasta ca să ne răscumperi prin propria Ta viață de la moartea veșnică pentru mântuire și viață veșnică. Te rugăm să ne ierți păcatele, să ne curățești de orice întinăciune și să ne ajut să devenim și noi destoinici și capabili pentru orice lucru bun. În numele scump al Domnului Iisus te rugăm toate acestea, fi lăudat și preamărit acum și în veci. Amin. Amin. Amin.